Opoziția a ieșit la atac în urma protestelor din weekend. Mai multe organizații civice au sesizat deja parchetul. Platforma România 100 împreună cu alte organizații civice depune astăzi de dimineață la parchet un denunț penal în care menționăm foarte clar responsabilii din punctul nostru de vedere pentru ceea ce s-a întâmplat acolo și venim cu argumente pentru asta. Și din punctul nostru de vedere, responsabil, cum am spus, administrativ, sunt în mod foarte clar ministrul de interne, șeful jandarmeriei, prefectul Bucureștiului care a dat ordin de intervenție acolo. Mai mult, încă de sâmbătă, Platforma România 100 a pus la dispoziția tuturor cetățenilor interesați modele de plângeri penale. Dacian Cioloș susține că responsabilul moral pentru tot ceea ce s-a întâmplat este partidul aflat la guvernare. Și din punctul nostru de vedere, responsabilitatea aceasta este a PSD-ului, a partidului care conduce guvernul și a liderului politic Liviu Dragnea, care în fruntea partidului are autoritate și comandă practic direct și ceea ce se întâmplă în guvern. Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că și Partidul Național Liberal lucrează la o plângere împotriva celor responsabili de incidentele din 10 august. Între timp, numărul de plângeri îndreptate împotriva jandarmilor a crescut de la o zi la alta. Până acum au fost înregistrate peste 30 de astfel de solicitări din partea protestatarilor. Persoanele rănite mai pot depune declarații la parchetul militar până mâine, urmând ca procurorii militari să ancheteze modul în care au acționat forțele de ordine. 440 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și 65 au fost spitalizate în urma incidentelor de vineri din Piața Victoriei.